nu sunt nici gay și am prieten gay și care cunosc prieteni. Care era mesajul care trimite, da? Era mesaj de pace și de dragoste. Pace, că este normal ca doi bărbați să aibă relații sexuale împreună, nu așa? Nu este normal ca o comunitate să se întoarcă să trească comunitate. Este vorba de cealaltă, nu s-a vorbit. Nu s-a discutat nimic, ceilalți oameni nu au fost primiți la parada lor, deci vă rog, e ok. Nu este nevoie. La parada cealaltă nu s-a putut vorbi, deci este ok. Gata, vă rog eu, domnul Jandarmi. Cheamă jandarmi că nu este acceptată. Vă rog să o luați că nu este acceptată de noi. Nu sunt acceptată? Vă rog, luați-o de aici. Sunt într-o piață publică. Vă rog, luați-o de aici. Sunt doamna, într-o piață publică unde am voie să stau. Ce nu este participantă la mine. Dar vă rog, lăsați-mă să stau în piață. Vreau să ascult restul discursului. O să tac din gură și vă rog, mă îmbrânciți. Vreau să stau ca un cetățean să ascult restul discursului. Am să tac. Și am să ascult restul discursului. Nu, nu vreau să fiu dat afară. Vreau să stau la parade. Nu face parte din grupul nostru. Da, da, sigur. Este o manifestație pentru cetățeni. Nu este public. Nu suntem de acord, nu trebuie să faceți parte din manifestația. Eu vreau să ascult restul discursului. Dar nu deranjez, vreau să ascult restul discursului. Nu deranjez, nu provoc nimic. Vreau să stau aici să ascult restul discursului. Vă trimitem la plinie. Nu mai poți nimica. Stai, dar te ajungă. Stau și tac din gură. Promit, o să fiu cu minte, stau și dac din gură. Vă rog, nu mă dați afară! Nu mă dați afară, vreau să stau să ascult! Nu mergi dintre oameni! Ce nu am nici buletin, nu am nimic. O să vă identificăm. Vreau să fiu un cetățean care stă și ascult. De ce n-am dreptul să stau? De ce n-am dreptul să stau să ascult până la final? Nu, vă rog, aveți grijă să ascult. Cum dreptul? Alo, n-am voie să stau în piață să ascult un discurs? Vă rog frumos. Eu nu plec nicăieri. Tac din gură, promit, aici stau și tac. Doamnă. Vă rog, mă dați afară din piață. Aici stau. Așa ascult. Și nu vreau să mă dați afară din piață, vreau să ascult restul discursului. Viți ce drăguță este această susținătoare a homosexualilor, da? Uitați ce frumoasă e, ea este de acord ca doi bărbați să aibă relații sexuale, să fie căsătoriți și să crească copii. Ne-a spus pe noi acum dacă tot ai venit. Vreau să stau să ascult restul discursului. Cel mai hotărât element care susține homosexualii, îl vedeți, este o femeie. Da? Sunteți din granit. Bine, după ce se termină întâlnirea, să vin. Da, bineînțeles, pentru că femeia nouă este o comoară. Iar tu ești și te susține autoritatea homosexualilor. Pot să fiu ce vreau, că sunt un om liber. Ești liberă din cauza celor care există lesbiene, să știi. Nu sunt am dreptul să particip, sunt cetățean la România, vreau să aud ce zice. Dar sunt foarte curioasă să au cealaltă părere. Eu vreau să înțeleg, vreau să înțeleg ce ai cu oamenii. Ai empatie față din ce ONG faci parte, spune-mi. Nu fac parte din ce ONG. Nu mai spune, te rog frumos. Vreau să urmăresc. Vă rog, luați-o pe domnișoara. Vă rog, luați-o pe domnișoara. Nu-i normal. Nu-i normal ce faceți. Dumnezeule, nu-i normal. Dați-mi drumul! Dați-mi drumul, vă rog frumos! O să merg singură oriunde! Sunt într-un loc... Ajută-mi frumos! Dar cum, Dumnezeule, mă comportați așa? Vă rog să vă dați la parte. Bă, dar nu-i normal ce faci. Domnilor, dar mai încet. Vă rog să vă ridicați. Patru bărbați pe fată. Mai chemați câțiva jandarmi. Nu trebuie, civilizați. Asta e civilizat, domnule. Vă rog să vă ridicați. De-aia nu înțeleg, de ce nu lăsați să stea să se uite la manifestare? Ce vezi în poziția locală? Te rog să te ridici. Te rog să te ridici acum. Asta e trimisă de cineva aici, nu venită de capul. Te rog să te ridici.
Vreau să mă ridic și să-mi scurtrez tot discursul. Vă rog să vă ridic. Dar vă rog să vă ridicați. E normal să mă luați așa pe sus. Dar vă rog să vă ridicați, să stăm la același nivel. Nu ce ne coborăm acolo jos de noi. Noi suntem aici jos. Vă rog să vă ridicați. Imagini. Și voi sunteți aici în fața lui Avram Iancu. Reprezentăm majoritatea. Nu suntem la același nivel. Eu de ce sunt? Nu mă duc nicăieri. Nu mă duc nicăieri, n-aveți niciun drept să mă duceți undeva. Eu să mă duc acasă, pur și simplu. Dar nu participați. Dar n-am instigat la nimic, Dumnezeule mare. Am avut o părere. Dar părerea îți trebuie la Miticul celălalt. Păi nu, asta nu e dialog. Dacă eu mă duc la Miticul celălalt cu oameni de aceeași părere, atunci cu ce mă influențează pe mine faptul că aici sunt oameni de altă părere? Eu am spus la acea... Am răspuns la domnul acela care a zis că era o manifestare obscenă. Și am spus că nu era o manifestare obscenă. Era o manifestare pacifistă. E vorba de dialog. Lăsați-mă să vorbesc cu omul ăla. Hai, ăsta-i dialogul. Într-o unul și altul. Nu dacă mă închideți pe mine într-o dubă și mă semnalați ca fiind partea reală. Mă rog, nu mă tratați ca un infractor. Am venit cu bicicleta în piață. Vreau să mă întorc cu bicicleta acasă. Făceam eu acasă, dar am venit nimic rău. Sexualul eram arestat de mult. Vă rugăm, luați-o, că nu face parte din mitingul nostru. Mitingul ăsta pentru cine e, domnul? Prândeți, luați-o și pusă-o de trebuie. Mitingul ăsta pentru cine e? Pentru cine? Nu am deranjat mitingul. Mitingurile se fac ca o parte, să vorbească alte părți, să-i comunice ce crede. Eu nu văd. Nu, trebuie amestecat în domnul. Acum că ați avut un dialog, vă rog să vă ridicați. Acum eu o să mă duc doar acasă. Vă rog să, dacă, cu bicicleta mea și nu vreau un dialog cu un ofițer superior, vă rog să vă ridicați. Eu nu o să mă urc în dubaia, nu am făcut absolut nimic rău. Eu nu am să mă urc într-o dubă luată pe sus pentru că nu sunt un infractor. Nu! Gata! Ce mă fii? Nu vreau să-mi vedeți! Jos!